seara asta vreau să vorbesc de ambivalența asta a ființei umane, emoție și rațiune. Modul în care acești doi poli ai inimii și ai minții, ai creierului, ne împart existența exact ca o balere a curentului alternativ între doi poli. E un subiect important pentru că de multe ori nu conștientizăm, nu suntem pe fază atunci când suntem mult prea emoționali sau mult prea radicali în gândire rece, intelectuală, de tip sec. De ce? Pentru că oamenii se obișnuiesc să fie preponderent într-un fel sau altul și foarte rar, foarte rar găsești un om echilibrat care să îmbine rațiunea cu simțirea, să-l vezi că este omul acela perfect care este, are inima în minte și mintea în inimă. Unirea minții cu inima este unul dintre dezideratele misticii și sufite și ortodoxe, atonite, da? Acel oratio mentis, acea coborâre a rugăciunii din minte în inimă, da? Ține de tradiția isihastă și regăsim această formă de unificare a acestor două complementarități, acestor două tipuri de a exista în foarte multe tradiții spirituale, inclusiv în șamanism am găsit câteva referiri. Eliade descrie destul de mult despre această ambivalență a ființei umane și modul în care omul rațional devine exclusiv rațional și lipsit de inimă, de pasiune, de viață, iar omul plin de viață și de pasiune poate să trăiască fără niciun pic de rațiune. Acum, asta ar fi și tema fundamentală, tema centrală a poeziei Luceafărului. Îl întrupează pe spiritul celest, rupt de toate nevoile pământești, liber de orice atașament, necunoscător al fiorului dragostei, al acestei pasiuni, a trăirii, emoției. La polul cealalt este Cătălin, din clanul copil de casă, da? Care este uns cu toate alifiile și cunoaște aceste taine ale dragostei, ale voluptății și ale emoției. Da? Sunt două personaje care fiecare întruchipează acești doi poli ai existenței umane. Și de asta tentația lui Hiperion de a coborâ, a Luceafărului de a coborâ în lumea oamenilor și de a se bucura de această voluptate a dragostei, de această iubire vremelnică și totuși veșnică prin intensitatea ei, și o refuză la un moment dat, conștientizându-i lipsa de lipsa de autenticitate, lipsa caracterizată prin frivolitate, știți? Pentru că cedarea atât de ușoară a Cătălinei în fața lui Cătălin, parcă așa o chema pe ea, sau doar pe el îl chema Cătălin, și cred că și ea era Cătălina, nu mai țin minte, nu ce-a făcut de rost, demonstrează că la nivel uman inima este întotdeauna nestatornică, în timp ce rațiunea nu te trădează niciodată. Și de fapt asta este tema aceasta, hai să-i spunem, predilectă a romantismului german, din care se revendică Eminescu. Chiar dacă mitul zburătorului, preluat din folclorul așa, știm cu toții povestea, aia care am dat bacul. Bun. Ei, ideea este că
În realitate, aceste două aspecte nu sunt atât de ireconciliabile pe cât lasă să se creadă Eminescu în această opera lui. În realitate, noi încapsulăm în noi atât neantul ăsta al depărtărilor, cât și abisul emoțiilor, al sentimentelor. Și în modul în care reușim să le îmbinăm și să le folosim împreună, ele se pun în evidență, nu sunt antagonice, nu sunt separate și nu exclud una existența celelalte în simultaneitate. În realitate, așa cum spuneau și alchimiștii, în marea operă alchimică, uniunea tuturor contrariilor duce la apariția acelui aur spiritual al alchimiștilor, la viața veștină, la Sfântul Grav, cum vreți să-i spuneți. Acum merg deja spre metaforele folosite de Vasile Lovinescu în manualul lui privind opera alchimică. Cert este că, așa, hai să revenim la partea practică. A aduce mintea în inimă și inima în minte presupune în primul rând o conștientizare a acestor două stări, ca fiind stări relative, ca fiind stări incomplete. De ce? Pentru că unica stare completă care ar trebui să ne caracterizeze este cea a unității acestor două extreme. Adică să putem fi capabili de afect, emoție, dar în același timp și de rațiune în tot ceea ce facem. Tibetanii au un alt concept, ei vorbesc despre unitatea indisolubilă, indestructibilă, a două aspecte complementare. Acestea sunt vacuitatea și forma goală. Vacuitatea este aspectul conștiinței divine universale, spiritul, cum vreți să-i spuneți. Aspectul acesta nematerial al conștiinței, da? Care umple totul, din care totul provine, iar forma goală este reprezentată de principiul feminin, principiul acesta al manifestării naturii, al formelor. De ce este forma goală? Pentru că ea este lipsită de acea esență de sine stătătoare. Da? Orice obiect este lipsit de sine prin faptul că este vremelnic. Și aici treaba asta ne duce cu gândul la vremelnicia emoțiilor. Da? În timp ce aspectul acesta al conștiinței, el este veșnic, este indestructibil. De aceea în sculpturile și în arta tibetană, manifestările acestor două aspecte primordiale al masculinului și femininului unite în fuziunea amoroasă în Iabium, podoabele pe care ei le au sunt podoabe simbolice. De exemplu, aspectul masculin este împodobit întotdeauna cu ornamente și bijuterii făcute din cristal, cristalul fiind, sau diamant. Diamantul fiind considerat indestructibil și simbolizând această natură veșnică, în timp ce aspectul feminin este împodobit întotdeauna cu ornamente din os. Osul este o reprezentare a vremelniciei, ce rămâne după ce moare un om, după ce totul se topește, da? O mână de oase. Osul reprezintă aspectul acesta, simbolul transformării, al formei goale, al lipsei de esență a formei, da? Iar aceste două aspecte sunt unite, indisolubil, de nedespărțit în acest joc al creației, în jocul manifestării. Și în modul în care sunt ele manifeste, adeptul care reușește să conștientizeze această unitate, această stare de unitate, să fie prezent în ambele aspecte simultan,
practic vede natura în esența ei așa cum este ea, cu adevărat, dincolo de aparențe. Vede și aspectul absolut, aspectul pur, aspectul transcendent, dar vede și jocul acesta al energiilor creației, jocul imanenței. Și sunt practici concrete de realizare a acestei realități, practici prin care sunt angrenate toate energiile fizice, toate aspectele existenței, pentru a realiza aici și acum, în timpul vieții, în stare de veche, cu ochii deschiși, această stare de conștiență a viziunii acestor două aspecte. De asta practica aceasta din cadrul sistemului tantric, sistemului yogin, pentru că de acolo se revendică toate aceste practici din sistemul Mahasiddha Yoga, au această caracteristică extraordinară și unică din punctul meu de vedere de a duce atât de departe conștiința sau aventura conștiinței umane. De asta eu tind să dau crezare maestrilor liniei care atunci când prezintă, în cadrul inițierii, prezintă învățătura respectivă și explică de unde vine, foarte mulți dintre ei spun că ea nu provine din acest ciclu uman, din această yuga sau chiar din această manvantara, da? Din acest ciclu cosmic. Și unele dintre ele sunt învățături aduse de ființe care nu au participat la acest ciclu al umanității, ci sunt anterioare. Și sunt învățături transmise din alte cicluri. Și în acest sens este detaliat ca fiind dzogchenul. Dzogchenul este o practică foarte specială, care nu are aproape niciun corespondent în orice alte tradiții spirituale. De exemplu, dacă am putut găsi corespondențe între elemente ezoterice din șamanism de pe diverse continente, prin cărțile lui Eliade, profesorului Tucci, înainte de Tucci a fost James Frazier și cel care a tradus Vedele Barton, cred că se numește. Este un profesor britanic care a tradus. Practic, dzogchenul nu este prins în toate aceste învățături și nu pot să cred că acești oameni nu au avut acces la dzogchen, la învățăturile dzogchen. Pur și simplu este o învățătură unică care, culmea, a fost încapsulată și a fost adoptată de către toate marile linii spirituale din Tibet.